dimineață ne-am uitat foarte telegrafic, deși am depășit timpul, pentru că pe tema de ce muncim sau de ce trebuie să muncim s-ar putea scrie cărți, s-au scris cărți de-a lungul istoriei, dar ne-am uitat telegrafic la această întrebare, de ce muncim, și am ajuns la concluzia că trebuie să muncim pentru slava lui Dumnezeu. Trebuie să muncim spre slava lui Dumnezeu. În seara aceasta vreau ca să privim tot telegrafic la întrebarea cum trebuie să muncim. Și să așezăm pe acest postament al unei motivații corecte, metode corecte de a munci. Dacă am înțeles motivația corectă, trebuie să vedem cum arată o muncă din motivații corecte, prin metode corecte, adică practic ce înseamnă că muncim din motivația aceasta. Pentru un creștin, aceste două aspecte sunt inseparabile. Motivația unui lucru și metoda unui lucru. Motivația muncii noastre și metoda muncii noastre, ele sunt inseparabile pentru noi, pentru că cel care ne evaluează, cel care ne verifică, nu este șeful nostru. Ca și creștin vorbind, da? Nu este șeful nostru. Pe șeful îl mai poți fenta. Chiar pe tine însuși te poți minți la un moment dat să ai impresia că tu ești cel mai bun angajat, ești cel mai corect cetățean, ești cel mai bun tată, da? Dar cel care până la urmă dă verdictul este Dumnezeu. Noi ca și creștini, în toate aspectele vieții noastre, trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu cercetează inimile noastre. El vede motivațiile noastre. El vede de ce facem anumite lucruri, da? Cei din jurul nostru văd doar ceea ce facem și cum le facem. Dacă facem un lucru de calitate sau de proastă calitate. Dacă facem un lucru la timp sau dacă întârziem. Și așa mai departe. Dar cei din jurul nostru pot specula și ei până la urmă, dar nu au cum ști în mod definitiv ceea ce este în inima noastră. Dumnezeu, în schimb, privește în inima noastră și El știe care sunt intențiile noastre, care este motivația noastră. Dumnezeu nu este impresionat când noi facem lucruri bune din motivații rele. Dumnezeu nu este impresionat cum sunt prietenii noștri când noi ajutăm un sărman doar ca să ne vadă colegii, să ne vadă prietenii. Dumnezeu se uită la noi și zice, ticălosule, ești la fel de păcătos sau poate chiar și mai păcătos dacă nu l-ajutai. Era tot una. Ai comis un păcat pe degeaba. Sau l-ai comis de fapt că Dumnezeu în harul său a permis ca tu să comiți un păcat să ajute pe sărmanul ăla care a luat 10 lei de la tine. Da? E bine pentru sărman, e rău pentru tine care ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Astea două nu-s contraziceri, sunt paradox. Dacă vreți o religie ușor de înțeles și un Dumnezeu care poate fi cuprins ușor în mințile voastre, sunt religii păgâne care sunt foarte simple. Da? Faci aia, primești aia. Pupi aia, îți cade din cer nu știu ce. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu Scripturii, obișnuiește-te ca să trăiești în lumea paradoxului. Pentru că un Dumnezeu care este necuprins va da dureri de cap unui om finit. Este normal. Dacă mergi la o biserică și totul este ușor de înțeles și totul poate fi pus în cuteiuța ta și în creierul tău infirm, schimbă-ți biserica. Oamenii aia nu vorbesc din Biblie. Biblia este o carte care revelează un Dumnezeu infinit. E normal să te doară un pic capul. E normal să fie greu de cuprins cum Dumnezeu poate rândui un lucru bun printr-un lucru rău. Nu știu, da? Cum eu sunt vinovat pentru faptul că am dat din egoism 10 lei și Dumnezeu este suveran prin faptul că a rânduit ca 10 lei să ajungă la acel sărman. Nu știu, dar Biblia asta spune, da? Frații lui Iosif, de exemplu, care vroiau ca să îl omoare pe fratele lor și felul în care Dumnezeu l-a scăpat pe Iosif pentru scopurile lui bune este că frații lui Iosif au fost mai lacom decât au fost ucigași. Adică realmente au vrut să câștige bani mai mult decât au vrut ca să-l omoare pe fratele lor din ură pentru el. Realizați lucrul acesta. Singurul lucru care i-a oprit pe oamenii aceia să-și omoară fratele au fost dorința lor de câștig. Era mai mare decât ura care o aveau pentru fratele lor.
Și când se trage linia, concluzia care Iosif, vorbind în mod inspirat, este că voi ați intenționat-o spre rău, dar Dumnezeu a intenționat-o spre bine. Este traducerea corectă. Da? Traducerea aia care spune că Dumnezeu a întors-o spre bine este o adaptare la teologia ortodoxă. Nu este ceea ce scrie în textul original. Două intenții, cea divină și cea omenească. O paranteză doar pentru cei care încă ne zbatem cu paradigma asta, dicotomia asta între responsabilitatea noastră și suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru creștin, motivația și metoda merg mână în mână. Da? Pentru că noi stăm descoperiți înaintea lui Dumnezeu. Până la urmă, dacă am fi cei mai buni muncitori, da? Cei mai buni afaceriști, cei mai buni cetățeni, din motivații incorrecte, din motivații păcătoase, nu ne ajută cu absolut nimic înaintea lui Dumnezeu care privește în inima noastră. Și Evanghelia are de-a face cu transformarea inimii și nu doar cu transformarea comportamentului. Dar într-adevăr, cum ziceam dimineață, Evanghelia civilizează. Dar dacă Evanghelia nu mântuie, dacă Evanghelia nu te-a transformat, nu te-ai născut din nou prin Evanghelie, vei fi doar un necredincios, un păgân, un condamnat civilizat. Și în cele din urmă, nu te va ajuta la nimic. Apostolul Pavel o pune în termeni aceștia: dacă doar pentru viața aceasta ne-am încrezut în Dumnezeu, suntem cei mai deplânși oameni. Da? De ce suntem? Pentru că la final vom realiza că a fost pentru nimic. Dacă transformarea n-a fost reală, dacă mântuirea n-a fost de natură spirituală și a fost doar o civilizare, o creștinizare a comportamentului nostru. Da? Deci Dumnezeu este Cel care privește la motivațiile noastre și este Cel care privește și la metodele noastre. Și noi trebuie ca să muncim spre slava Lui din motivații corecte și prin motive corecte. Da? O motivație greșită întotdeauna până la urmă generează metode greșite. Este inevitabil lucrul acesta. Va duce în mod inevitabil, atunci când există o motivație greșită, va duce la o metodă exterioară greșită. O motivație interioară greșită, păcătoasă, în mod inevitabil duce la o manifestare exterioară până la urmă păcătoasă. Poate nu inițial, poate nu tot timpul, da? Dar până la urmă, inevitabil, acolo se ajunge. Puțin oameni care pornesc din start cu motivații și metode malefice. Da? Îs puțin oameni care se trezesc și concret și verbalizează: domnule, scopul meu pentru muncă este să mă îmbogățesc, să mă dau mare și metoda mea este să fur. Foarte puțin oameni realmente gândesc în felul ăsta malefic, nu? Lucrurile sunt mult mai subtile. Oamenii de obicei se trezesc și au anumite motivații care sunt eronate, greșite, alterate de păcat. Și pentru că motivația nu este motivația supremă de a-L proslăvi pe Dumnezeu, pentru că păcatul a corupt motivațiile acestea, metodele până la urmă ajung să fie alterate. Și omul care nu și-a propus și n-a putut concepe vreodată că el ar fi capabil să fure, ajunge un hoț. Că el ar fi capabil să mintă, ajunge un hoț. Și când stă și își face, dacă își face vreodată analiza vieții lui, realizează că corupția aceasta este de la început. Din punctul în care motivațiile au fost greșite. Interiorul a fost greșit. Da? Și încet, încet, lucrurile s-au deteriorat, încât până la urmă metodele s-au manifestat în mod păcătos. În general, lucrurile, cum ziceam, pornesc din motivații greșite, care nu sunt de la sine întotdeauna păcătoase, de a avea motivația greșită, suprem vorbind, ultim vorbind, ca și motivație. Dom'le, eu vreau ca să mă am grijă de familia mea. Da? Nu este de la sine o motivație păcătoasă. Ci atunci când ea suprapune motivația supremă de a-L glorifica pe Dumnezeu, devine păcătoasă. Atunci când ești dispus ca să încalci legea lui Dumnezeu, să-L dezonorezi pe Dumnezeu ca să-ți atingi scopul tău suprem. Scopul meu suprem este ca să am grijă de familia mea. Cu orice cost. Cu orice cost, da? Atunci ea devine păcătoasă. Și vei fi în stare să faci lucruri
extraordinar de păcătoase ca să-ți atingi scopul suprem. Pentru că scopul suprem, care de la sine nu este păcătos, a fost alterat de păcatul tău. În mod inevitabil vei ajunge la metode, păcătoase. În seara aceasta vrem să privim la întrebarea cum trebuie să muncim. Da? Dacă am văzut de ce trebuie să muncim, în seara aceasta ne uităm la cum trebuie să muncim. Vrem să ne lărgim în mintea noastră concordanța biblică. Dimineața vă ziceam că creștinul, creierul creștinului trebuie să fie o concordanță biblică. Când ne punem întrebări de genul de ce trebuie să muncim sau când discutăm anumite subiecte, automat creierul nostru trebuie ca să scoată în evidență versete din Biblie și să vedem ce spune Biblia despre acest subiect. Există anumite imperative, există anumite lucruri care sunt interzise, există anumite principii care sunt aplicabile. Așa trebuie să funcționeze creierul care este regenerat de Duhul Sfânt. Da? Duhul Sfânt lucrează prin cuvânt, ne aduce aminte. Dar dacă n-ai băgat nimic în creierul acela, prin metodele Harului, prin predicare, prin citirea cuvântului, prin studiu biblic, Duhul Sfânt îți va aduce aminte că ești un ticălos și n-are ce să-ți aducă aminte. Este acea istorisire a lui Luther, în care Luther merge nepregătit la amvon. Și Luther se tot roagă, zice, Doamne, trebuie ca să, nu știu, călăuzește-mă Tu. Dăm, spune-mi ce ar trebui să fac. Și Luther se roagă și ajunge la amvon și așteaptă șoapta Duhului și până la urmă primește șoapta Duhului și Luther spune că Duhul i-a comunicat. Nu verbal, dar i-a comunicat. Luther, trebuia să te pregătești. Da? În același fel, noi trebuie să ne pregătim pentru viața aceasta prin cuvântul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu îl face viu și lucrător. Când ne confruntăm de o situație, mintea noastră este activată de Duhul Sfânt, inima noastră este impactată de cuvântul lui Dumnezeu și instant știm, ok, cuvântul lui Dumnezeu spune aceasta și Duhul lui Dumnezeu ne incapacitează ca să împlinim cuvântul, da? De multe ori este foarte simplu. Ne vine impulsul să facem ceva, nu știu, să luăm ceva ce nu este a nostru. Ce spune Biblia despre furt? Să nu furi. Gata, s-a încheiat. Nu mai facem teologie. Păi știi că, frate, ar fi niște chestii, nici n-ai înțeles circumstanțele. Mă, omule, ce scrie Biblia despre furt? Să nu furi. Gata, am terminat, da? În multe cazuri, lucrurile sunt chiar așa de simple. Și unde nu sunt așa de simple, totuși Biblia are principii după care trebuie să ne ghidăm. Și în seara aceasta vreau să ne lărgim concordanța biblică în mințile noastre despre ce înseamnă să muncim după principii biblice, din motivații corecte. Dacă ar fi să răspundem la întrebarea aceasta într-o singură propoziție, cum trebuie să muncim, nu cred că va surprinde că răspunsul este la fel ca și dimineață. Trebuie să muncim pentru slava lui Dumnezeu sau trebuie să muncim ca pentru Dumnezeu. Dacă ar fi să sumarizăm teologia Bibliei într-o propoziție. Dar rețineți, când nu știți răspunsul la o întrebare din Biblie, răspunsul întotdeauna este pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că Biblia ne spune că toate lucrurile sunt pentru slava lui Dumnezeu. Da? Ăsta este scopul suprem al lui Dumnezeu, să își arate slava, să își manifeste slava. Da? Dacă ar fi să împrumutăm câteva sintagme biblice, am putea spune că trebuie să muncim în numele lui Dumnezeu. De exemplu, în Coloseni 3:17, Pavel spune: tot ceea ce faceți cu vorba sau cu fapta, să faceți în numele Domnului Iisus, mulțumind prin El lui Dumnezeu Tatăl. Sau am putea spune că ar trebui ca să muncim ca pentru Dumnezeu. În Coloseni 3:23, Apostolul Pavel spune: orice faceți, da? Oriceea ce munciți, să zicem, să faceți din toată inima ca pentru Dumnezeu. Deci noi trebuie să muncim, noi trebuie să facem totul pentru sau spre slava lui Dumnezeu, adică ca pentru Dumnezeu. Creștinul nu face nimic ca pentru el însuși, în mod ultim, sau ca pentru semenii lui, în mod ultim, sau ca pentru familia lui. Pentru creștin întotdeauna motivația supremă este să fac toate lucrurile ca pentru Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu. Este o schimbare totală de paradigmă.
pentru un creștin de multe ori. Să înceapă să gândească în alți parametri. Când toată viața lui a gândit în termeni omenești. Eu trebuie să fac să-mi fie bine mie, să fie bine la alții, să încep să te gândești pe vertical tot timpul. Cum mă relaționez la Dumnezeu? Noi trebuie să muncim pentru sau spre slava lui Dumnezeu. Să muncim ca pentru Dumnezeu, da? Și în felul acesta am putea sumariza, și asta ar fi toată predica și ați putea să plecați acasă, trebuie să muncim pentru sau spre slava lui Dumnezeu. Dar este nevoie să ne lărgim un pic vocabularul biblic, este nevoie să ne lărgim un pic concordanța biblică, să înțelegem ce înseamnă lucrul acesta, da? Să avem categorii biblice, să avem aplicații practice. După aia să mergem acasă și să continuăm studiul nostru încât, din ce în ce mai mult, să fim transformați de Cuvântul lui Dumnezeu, încât să facem toate lucrurile ca pentru Dumnezeu. Adică, ca pentru Dumnezeu în motivațiile noastre. Motivațiile noastre trebuie să fie în acord cu caracterul lui Dumnezeu. Tu nu poți avea o motivație păcătoasă și să zici că motivația ta e pentru Dumnezeu, da? Nu există așa ceva. Motivațiile tale pentru muncă trebuie să fie motivații care acordă cu caracterul lui Dumnezeu. Altfel nu este ca pentru Dumnezeu. Și în același timp, metodele noastre trebuie să fie în acord cu caracterul lui Dumnezeu. Deci motivațiile noastre și metodele noastre trebuie ca să fie în acord cu caracterul lui Dumnezeu. Altfel nu vom arăta slava lui Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă arăta slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu este natura sa, caracterul său manifestat, arătat, da? Proclamat. Și a arăta slava lui Dumnezeu, a trăi, a munci spre slava lui Dumnezeu, este a face lucruri din motivația dumnezeiască prin metodele dumnezeiești, da? Adică a avea motivații care acordă cu caracterul și natura sa și a avea metode care acordă cu natura și caracterul său. Dacă aceste două nu sunt precum al lui Dumnezeu, atunci tu nu îl reprezinți pe Dumnezeu. Tu nu arăți o reprezentare corectă a ceea ce înseamnă slava lui Dumnezeu, a ceea ce înseamnă caracterul lui Dumnezeu. Bun. Cum anume arată munca ca pentru Dumnezeu, da? Cum este ea practic vorbind? Haideți să fim cât se poate de practici și de categorici și aș vrea să ne uităm la 7 feluri în care munca noastră trebuie să fie radical diferită prin metodele noastre și prin motivațiile noastre de munca celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, da? Sunt doar 7 în Biblie ar putea. În Biblie cu siguranță sunt mai multe, dar vă las pe dumneavoastră ca să creșteți în cunoștința acestor lucruri și în afara slujbei de biserică. 1. Munca noastră pentru Dumnezeu, pentru slava Lui, trebuie să fie din toată inima. Trebuie să fie cu râvnă, cu dedicare, trebuie să fie din toată inima, da? Ați văzut ce a zis Apostolul Pavel în Coloseni 3. Orice faceți, să faceți din toată inima, să faceți cu râvnă, ca pentru Domnul și nu pentru oameni. Da? Pentru oameni, înțeleg de ce poate nu ai vrea să faci din toată inima sau n-ai putea să faci din toată inima. Dar pentru Dumnezeu, cum ai munci? Cum ai munci dacă ai munci pentru Dumnezeu? Da? Cum ai sluji dacă ai sluji pentru Dumnezeu? În Efeseni 6, Apostolul Pavel spune să slujiți cu râvnă sau cu bucurie, ca și cum ați sluji Domnului și nu unor oameni. Da? Trebuie ca să muncim ca pentru Dumnezeu, adică din toată inima. Nu avem un motiv atunci când îl slujim pe Dumnezeu, atunci când lucrăm pentru Dumnezeu, când Dumnezeu este patronul nostru, nu avem niciun motiv să lucrăm cu jumătate din inimă. Să nu ne dăm tot efortul, toată silința. Nici o scuză. Dacă la adresa șefului nostru sau la adresa clientului nostru am putea găsi scuze. Pe ăla nu merită. Pe a vorbit urât cu mine. Pe ei nu știu ce, pe ei nu știu cum. La adresa lui Dumnezeu nu ai scuză. Dumnezeu este desăvârșit, este perfect. Ba mai mult, eu și cu tine suntem îndatorați
la infinitate față de Dumnezeul acesta și El ne-a plătit datoria. Ca tare, noi n-avem nicio motivație să nu Îl slujim cu toată bucuria, cu toată râvna, cu toată inima, da? Un test practic, ca să discutăm practic, un test practic este dacă la servici, tu ca și angajat, sau la firmă, dacă ești patron sau dacă muncești pe cont propriu, faci tot ceea ce ți se cere sau faci mai mult decât ceea ce ți se, cere. Ce credeți că ar fi răspunsul creștin? Mai mult, da? Mai mult. Până la urmă și Dumnezeu ne spune că El răspunde la rugăciunile noastre mai mult decât știm noi ca să cerem, da? El este un Dumnezeu așa de bun încât El ne dă mai mult decât noi ne putem închipui, decât noi avem curaj sau înțelepciune ca să cerem de la El, da? În Scriptură este în Matei 5, acel eveniment descris, Domnul Iisus vorbește despre atunci când ești obligat sau silit să te duci cu cineva o milă, da? Și ce zice Domnul Iisus? Că ar trebui să te duci 2 mile, da? Ar trebui să te duci 2 mile. Cum hai să tălmăcim un pic acest verset, să înțelegem principiul acesta despre a face mai mult, da? Ce înseamnă dacă cineva te silește? Te obligă, da? Te obligă. De multe ori l-am auzit tradus sau predicat dacă cineva te roagă. Nu despre asta e vorba. În Imperiul Roman, oamenii aceștia erau sub ocupația romană și un soldat avea dreptul și până la urmă și puterea, că vinea el cu soldații, cu colegii lui și îți punea sulița la gât și te silea. Și zicea, hei, ia-mi bagajele și du-le o milă. Da? Și felul ăsta te ruga. Du-le o milă dacă nu ai pățit-o. Și Domnul Iisus vine și spune, ok, dacă cineva te silește, te roagă, te obligă până la urmă, fizic te forțează, da? Să-i duci bagajele o milă, să-i duci cu el o milă, tu du-te 2. Adică fă mai mult decât ceea ce ți se cere. De ce? Pentru că voi aveți libertate știind că nu slujiți oamenilor acestea care vă asupresc, voi slujiți lui Dumnezeu. Ca tare, du-te 2 mile cu el. Ce s-ar întâmpla dacă am schimba un pic pasajul și am spune, dacă cineva te roagă să te duci 2 mile, câte mile crezi că ar trebui să te duci? 2? Nu, 4 sau 3. Sau... Hai să nu facem exponențial, că dacă facem exponențial, la un moment dat ajungi încât nu mai sunt mile ca să le împlinești pe toate. Da? Dar ideea este, tu nu faci doar ceea ce ești obligat. Tu ești liber în Hristos, înaintea lui Dumnezeu, să slujești, să muncești, să faci lucruri în așa fel încât le faci pentru Dumnezeu. Ca atare ăla când se uită la tine, zice, măi, înțeleg de ce s-a dus o milă cu mine, că n-a avut ce face. Dar a doua milă, pentru numele lui Dumnezeu, nu înțeleg ce l-ar putea motiva pe un om care are și el ale lui, care are și el problemele lui, care are familie, care are servici, care are datorii, probleme, să se ducă de bună voie o a doua milă cu mine, da? Și ideea este exact aceasta. Noi trebuie să arătăm că ceea ce facem, nu facem că suntem obligați sau nevoiți. Noi ceea ce facem la servici, în societate, facem pentru că Îl iubim pe Dumnezeu. Avem libertatea să Îl slujim pe Dumnezeu. Și oamenii din jurul nostru sunt beneficiarii la acest lucru, da? Societatea este un beneficiar atunci când un creștin are libertatea să asculte de Dumnezeu și să facă mai mult decât îi cere societatea, da? Dacă ai trăi într-o societate în care ar fi permis să ucizi, ai ucide? N-ai ucide, pentru că nu-ți permite Dumnezeu. Dacă ai trăi într-o societate unde e legiferat să furi, ai fura? N-ai fura, dacă ești creștin, da? Pentru că tu nu te raportezi în primul rând la societate, da? Societatea este numitorul comun, nu numitorul suprem. Tu te raportezi în primul rând la Dumnezeu. Ca tare la servici, dacă ne analizăm, sau la firmă, sau unde ne aflăm, noi trebuie să facem mai mult decât ce ni se cere, da? Mai mult decât ce ni se cere. Pentru că faptul că ai fost obligat sau nevoit ca să faci un lucru, n-are nicio treabă cu motivația și caracterul creștin. Nicio treabă. Toți oamenii fac lucrurile care sunt nevoiți să le facă. Simplu. Orice om, dacă e nevoit să facă un lucru, până la urmă
îl face, da? Dar a face mai mult decât ți se cere, mai mult decât ești obligat, este ceva care provine de altundeva, care ține de o altă motivație, și anume de o motivație care provine din Dumnezeu. 2. Trebuie să muncim spre slava lui Dumnezeu cu mulțumire și cu bucurie, da? În primul rând, față de Dumnezeu, trebuie să fim mulțumitori, trebuie să fim voioși, trebuie să fim bucuroși. Dar această atitudine de bucurie, de mulțumire, pentru faptul că poți munci, pentru faptul că Dumnezeu ți-a dat de lucru, pentru că poți câștiga o pâine, pentru că poți să-ți îndeplinești scopul pentru care ai fost creat, da? Nu știu dacă te-ai gândit vreodată la asta, că mâine te duci la servici și muncești și îți poți îndeplini scopul pentru care ai fost creat. Ai un rost în universul acesta, nu ești o piatră, da? Nu ești un bolovan. Ai fost creat cu un scop măreț, să slujești, să muncești spre slava lui Dumnezeu, da? Este ceva minunat să te gândești la lucrul acesta și să fii mulțumitor. Atitudinea aceasta se va resimți de cei din jurul tău. Atitudinea aceasta care în primul rând are de a face de relația ta cu Dumnezeu. Șeful tău va sesiza că tu ești un alt fel de angajat. Tu ești mulțumitor, tu ești bucuros, tu ești voios, dar colegii tăi, care mâine dimineață garantez că nu vor fi mulțumitori. Garantez, nu știu cine ești, dar garantez dimineață la cafea cu colegii tăi, discuțiile vor fi ceva de genul, oh, încă o săptămână, da? Prea puțin colegi vor veni dimineață, nu știu, dacă sunteți pe șantier în salopetă, dacă sunteți la birou în costum, bună dimineața! Ce bine e să fim în viață și să mai putem munci încă o săptămână! Stai de bun! Du-te-mă și culcă-te! Ce ai pățit? Ce s-a întâmplat cu tine weekendul ăsta? E minunat ca să mai putem munci împreună, da? Aici că e dereglat psihic, da? Creștinul, raportat la lume, arată ca un dereglat psihic. Arată ca un nebun. Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu este nebunie pentru lume. Dacă toți mergem mâine la lucru și noi suntem la fel de nemulțumiți ca și ei, suntem la fel de lipsiți de bucurie ca și ei, care-i diferența? Care-i diferența? Măcar între ei mai sunt oameni bucuroși că au șansa să mai câștige un ban. Da? Să-și mai obțină un bun care și-l doresc. Noi nu avem nicio bucurie, nici astea pământești, nici alea cerești. Noi suntem cei mai nemulțumiți, da? Din contra, creștinul ar trebui să fie cel mai mulțumitor. Cel mai mulțumitor, cel mai bucuros. Da? De aceea Apostolul Pavel spune tot ceea ce faceți, s-a văzut în Coloseni 3, cu vorba sau cu fapta să faceți în numele Domnului Iisus, mulțumind prin El lui Dumnezeu Tatăl. Da? Noi facem fiind mulțumitori. Și în Efeseni 6 spune, slujiți cu bucurie stăpânilor voștri, cu râvnă, cu bunăstare, ca Domnului, iar nu oamenilor. Lipsa de bucurie la locul de muncă este o piedică majoră în mărturia creștină. Nimeni, absolut niciunul dintre colegii tăi, nu vrea să audă vestea bună sau secretul fericirii de la tine, cel mai nefericit om dintre toți colegii. Nimeni. Este absurd. Ca tu să-i spui, domnule, am o veste bună pentru tine. El îți spune, domnule, tu n-ai auzit o veste bună în viața ta. Ești cel mai trist om care îl cunosc vreodată. Tu numai vești proaste știi. Nu, domnule, am cea mai bună veste. Lasă-mă că tu numai comentezi și bombănezi și bați din gură și dai din cap și... Nu, domnule, ți-o... Uită... ...versul ăsta. Poți să mi-o spui, eu nu te cred. Dar n-am niciun motiv să te cred. Că dacă ai cunoaște cea mai bună veste din universul acesta, ai fi un om bucuros. Ai fi un om fericit. Ca tare, eu nu te cred. Da? Este o piedică majoră creștinul care este non-stop nemulțumit, non-stop nefericit. Da? Ține minte, tu ca și creștin îl reprezinți pe Hristos. Că conștientizezi lucrul acesta, că nu conștientizezi lucrul acesta, că îți convine lucrul acesta, că nu îți convine lucrul acesta. Dacă ești al lui Hristos cu adevărat și dacă tu spui celor din jurul tău că ești un creștin, tu îl reprezinți pe Hristos. Ești reprezentantul lui acolo, la jobul tău. Da? La serviciul tău, la unde te afli tu. Și oamenii din jur se uită și spun, domnule, ăsta e al lui Hristos. Ăsta îl cunoaște pe Dumnezeu sau spune că îl cunoaște pe Dumnezeu. Ce-i diferit la el? Da? Ăsta spune că el cunoaște și crede Evanghelia, vestea bună.
Ce a produs asta în el? Cum e munca lui diferită? Cum e atitudinea lui diferită, da? Acum, dacă dumneavoastră v-ați întâlni cu angajații unui patron și angajații acestui patron întotdeauna ar fi supărați, întotdeauna ar fi în depresie, întotdeauna ar fi mâhniți, întotdeauna ar avea ceva plângeri, niciodată n-ar fi bucuroși și n-ar fi fericiți. Ce concluzie ați trage dumneavoastră despre patronul acestor oameni? Că este un om bun sau un om rău? Este un om rău. Ai spune unde lucrezi să nu cumva să-mi depun CV-ul acolo. Pentru că șeful tău e cel mai malefic, e cel mai nașpa șef de pe fața pământului. Eu niciodată n-am dat fața cu tine și tu să-mi spui că ai avut o zi bună la lucru. Tu totdeauna ai venit supărat de la servici. Ei, patronul nostru, fraților, este Dumnezeu. Tot ceea ce noi facem, noi facem ca pentru Dumnezeu. Noi facem pentru slava lui Dumnezeu. Când cineva discută cu un angajat creștin, cu un cetățean creștin, cu un om creștin în societate, el discută cu un reprezentant al lui Dumnezeu. Și concluzia despre cel care îl reprezentăm când noi suntem nefericiți, nemulțumiți, este că cel pe care îl reprezentăm nu este un Dumnezeu foarte bun, nu este un Dumnezeu care ne îmbucură, nu este un Dumnezeu care produce mulțumire și bucurie în noi. Vă asigur, problema nu este la Dumnezeu. Problema este că noi nu îl cunoaștem și nu suntem în părtășie suficient de strânsă cu Dumnezeu. Altfel am fi oameni bucuroși. Cum stai cu bucuria? Cum stai cu mulțumirea la locul de muncă și în general? Este o provocare cât se poate de practică pentru fiecare dintre noi. Ce mesaj transmiți tu de ani de zile prin felul tău de a munci? Ce spui tu despre patronul tău? Nu despre ăsta de pe pământ, despre cel din ceruri. Ce mesaj transmiți? Te simți binecuvântat pentru că ai un loc de muncă? Sau pentru că conduci o afacere? Pentru că ai cel mai bun stăpân din univers, pe Dumnezeu? Sau ești tot timpul nesatisfăcut? Nefericit? Nemulțumit? Pentru că la alții le-a făcut și le-a dat și ție... Nu? Pentru că tu muncești 10 ore pe zi și altul numai stă la birou. Pentru că tu nu știu ce și altul nu știu cum. Ce spui tu despre stăpânul tău? Despre felul în care stăpânul tău s-a raportat la tine? Ce mesaj transmiți? Transmiți un mesaj bun? Un mesaj adevărat despre Dumnezeul tău? Sau faci anti-reclamă non-stop? Ești un detractor, da? Ar fi mai bine ca lumea să nu te cunoască dacă vor să-L cunoască pe Dumnezeu, că tu nu spui nimic adevărat și nu reprezinți nimic adevărat despre caracterul și natura lui Dumnezeu. 3. Trebuie să muncim spre slava lui Dumnezeu cu sinceritate. Cu sinceritate, da? Pavel spune în Efeseni 6, la 5, la 6, în felul următor. Robilor, ascultați de stăpânii voștri, pământești cu frică și cu tremuri, cu o inimă sinceră, așa cum ascultați de Hristos. Nu doar când sunteți văzuți de ei, ca niște oameni care caută să placă altora, ci ca niște slujitori al lui Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu. Trebuie ca să fim oameni sinceri la locul de muncă. Peste tot trebuie să fim oameni sinceri. Dar la locul de muncă trebuie să fim oameni sinceri. Cum știi dacă ai o inimă sinceră când vine vorba de munca ta? Pavel ne dă testul practic chiar în acest pasaj. El spune că trebuie să fim sinceri, să avem o inimă sinceră și ne dă testul chiar în acest pasaj. Și anume, nu doar când sunteți văzuți de ei. Ăsta e testul. Să vezi dacă tu ai o inimă sinceră în ceea ce înseamnă munca ta, în ceea ce înseamnă serviciul tău, da? Cum îți faci munca când șeful tău este de față versus când șeful tău nu este de față? Un test foarte practic, foarte simplu, fiecare îl putem face. Cum acționezi, cum vorbești, cum percutezi când șeful e de față, da? Și cum se schimbă lucrurile când nu e de față? Asta îți va dovedi dacă ai o inimă sinceră sau nu. Șeful vine și spune, Ciprian, fă cu tare lucru. Da, șefule, să trăiți, cum să nu? Și șeful pleacă și după aia Ciprian se pune jos și... Asta nu e o inimă sinceră, da?
Când șeful e de față, vine înapoi, intre pe șef. Ce faci, Ciprian? Șeful, fac exact ceea ce mi-ai spus. Uite, aici bat pe tastele astea. Nici eu, nici tastele nu știm ce facem, dar muncim, da? Pleacă șeful. Hai să văd ce-i pe Facebook. Ha? Ăștia de la biserică, uite ce-o zis. Haios, da? Asta nu e o inimă sinceră, da? Nu, nu zic să nu intri pe Facebook, dar intră pe Facebook unui șef acolo. Vedem ce zice. Da? Să știți ceva, șeful, dacă tu îți faci norma 100, poți să stai pe Facebook, pe aproape calviniști sau pe grupul reformaților, cât vrei tu, șeful tău nu-ți comentează nimic, da? Absolut nimic. Te vede și spune, ce mai zis ăsta haioș acolo? Ce, hai spune-mi și mie o glumă calvinistă sau ceva de genul, da? De ce? Pentru că el știe că tu nu ai obiceiul numai să tragi de timp, da? El știe că tu nu ești genul de om care nu ești sincer în munca ta. El știe că tu percutezi 200% și dacă iei o pauză de 2 minute să te uiți pe Facebook, tu o meriți până la urmă și el nu pierde absolut nimic, da? Dar atunci când el intră și te prinde pe Facebook, știi ce știe el? Tu ești tot timpul pe Facebook sau tu ești tot timpul cu alte chestii și tu muncești din toată inima, între ghilimele, doar când e el de față. Ai o problemă cu sinceritatea în munca, în munca ta. Testul este foarte, foarte simplu. Și până la urmă, fraților, cine este adevăratul nostru șef? Dumnezeu. Pavel tot în pasajul ăla spune, ci ca niște slujitori ai lui Hristos. Cum pleacă șeful ăsta mic. Ce crezi? Șeful mare a plecat? Nu, șeful mare n-a plecat, da? Vine șeful mic, șeful mare tot acolo. Pleacă șeful mic. Șeful mare, Dumnezeu, șeful tău real, e tot timpul tot acolo. Nu-l poți fenta pe Dumnezeu. Șeful tău poate nu te prinde niciodată fiind nesincer, da? Ești deja așa de bine știi ca să te ascunzi că el crede că ești cel mai bun angajat. Deși poate dacă ar face niște statistici, ar vedea că nu produci nimic. Dar n-are atâta înțelepciune. Dar el crede că ești cel mai bun angajat. Șeful tău cel ceresc, el știe exact ceea ce e din inima ta. El știe exact dacă ești sincer sau nu ești, sau nu ești sincer, da? Lipsa asta de sinceritate, fraților, este o problemă în toate domeniile, nu doar la muncă. În toate domeniile și de obicei este în zona muncii doar o dovadă a problemelor care există în tot caracterul unui om. Problema asta există atunci când creștinii sunt buni creștini numai în prezența altor creștini sau în prezența păstorului. Da? Vine păstorul din concediu medical, plină sală la studiu. Da? Pleacă păstorul în concediu medical, știi, nu? Cât de sincer am fost. Frate, fai ce mă bucur, am venit la studiu, așa de bucuros să fiu la studiu. Frate, eu sunt creștin bucuros care îi place studiu, uită-mă la studiu, știi? Și după aia, când nu te vede fratele păstor, nu știu dacă am timp eu de studiu săptămâna asta. Asta nu e sinceritate. Ești nesincer în ceea ce înseamnă disciplinele tale spirituale, da? Sau soți care sunt soți buni doar când îi vede nevasta. Când te vede nevasta, tu ești cel mai bun soț, da? Când te poate ea aprecia, atunci ești cel mai bun soț. Când nu te poate ea vedea, nu te interesează de nevastă, nu te interesează de familie, nu te interesează de nimic. La un moment dat aveam un asociat pe vremuri care avea problema asta de ipocrizie față de nevastă. Apropo, nevestelor, toți bărbații au un pic, pentru că nevestele atât ne dau în cap câteodată că n-ai altă scăpare decât să fii nesincer față de nevastă. Pocăiți-vă și voi, ne pocăim noi în primul rând, dar pocăiți-vă și voi să nu ne forțați, să nu vină ispita prin voi. Și omul acesta cu care lucram îi plăcea foarte mult ca să își evite familia, da? Nu știu de ce, îl stresa, nu știu care era problema și tot timpul căuta un prilej pentru asta. După serviciu zicea, măi, nu vrei să ieșim la un hamburger, nu vrei să, nu știu ce, nu vrei să... Eu ca un soț, nu bun, dar un pic mai civilizat, dragă, uite, m-a invitat colegul, ce zice, e ok, te descurci? Și câteodată zicea da, câteodată zicea nu, da? Și mergeam și de multe ori stăteam cu el la masă și îi suna telefonul. Și era soția. Eram într-un restaurant sau eram unde era și el... Da, dragă, da, încă-s la birou. Da, am atâta de lucru. Da, nu toți au plecat acasă, dar eu sunt foarte harnic. Eu nu... Știi, da, nu, trebuie ca să... Da, e greu, dragă, dar știi că avem atâtea de plătit, știi?
Și închidea și ha 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 și eu stăteam așa. Ce s-a întâmplat, știi? Omul avea o problemă de caracter, de sinceritate. Era un ipocrit, pur și simplu, față de soția lui, față de familia lui și cu siguranță probabil și în alte domenii ale vieții lui. Sau copiii care sunt copii buni doar când îi văd părinți. Doar când îi văd părinți. Dar în rest, n-au nicio treabă. Apropo, felul în care ne educăm copiii. Dacă îi educăm numai așa la suprafață, dacă nu punem în ei valori adevărate creștine, dacă nu înțeleg ceea ce înseamnă motivațiile corecte, vor învăța ca să joace teatru, ca să ne facă pe plac. Până acolo că se vor boteza, vor face tot ceea ce e necesar ca tata și mama să zâmbească și să-i lase în pace. Da? Dar nu va exista nimică în interior. De aceea noi trebuie să ne bombardăm copiii non-stop cu Evanghelia, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi vrem ca Duhul lui Dumnezeu să-i transforme în lăuntru, să-i regenereze, să-i nască din nou. Noi nu vrem numai niște maimuțe dresate, da? La urmă și o maimuță o poți dresa, inclusiv să stea cu minte în biserică. Da? Poate mai bine ca unii copii. Biblia numește asemenea oameni ipocriți. Simplu. Ipocriți. Biblia nu se joacă. Știi că poate că omul... Ipocriți. Ipocrizie este termenul folosit de Sfânta Scriptură. Actor spiritual care joacă un rol, dar nu sunt ceea ce vor să pară. În felul acesta vorbește Domnul Iisus cu fariseii, care păreau să fie oameni spirituali, care făceau sacrificii extraordinare ca să pară spiritual. Da? Dădeau zeciuială din absolut toate lucrurile. Da? Și din piper ei dădeau zeciuială. De ce? Aveau ei o motivație bună? Iubeau ei pe Dumnezeu? Nu. Vroiau să fie apreciați de cei din jur. Vroiau slava celor din jurul lor. Da? Și erau dispuși să facă orice pentru acea motivație păcătoasă. Dar ei erau niște actori spirituali. Niște ipocriți, niște morminte văruite. Da? Trebuie să avem grijă cu sinceritatea. Să ne testăm la muncă, în familie, în biserică. Și nu este greu. Pune pe hârtie... Sau sesizează tu, sau roagă pe un prieten. Frate Radu, tu ești cam tot timpul cu mine, da? Ascultă-mă, dragul meu. Spune-mi dacă-s unul când-s de față cu frații în biserică și dacă-s altul când nu-s cu ei. Dar repede spune-mi, Radu. Dacă la amvon-s unul și dincolo-s altul. Te rog eu frumos, spune-mi în față, omule, ai o problemă, da? Spune-mi dacă-s unul cu familia mea și când plec din casă. Rapid! Uite, aveți oameni în jurul vostru care pot face asta pentru voi. Să vă spună drept în față, rapid. Soră, ai o problemă. Joci un rol. Vii la biserică, faci pe pocăita sau pe pocăitul, pleci la biserică, ești altcineva. Trist este că nici măcar nu trebuie să pleci la biserică. De obicei numai când se încheie slujba și suntem altcineva. Ne dăm instant seama că am jucat un rol. O oră jumate, liturghia, da? Sfințenie. O oră jumate și un minut, s-a dus tot ceea ce e sacru și duhovnicesc și sfânt și nimic nu mai există, da? La fel cum, observ și dată, copiii ăștia, uite, acum un pic s-au calmat, da? Când se termină slujba, ce zic? Pa, slavă Domnului! Pac, toți pe ușa afară, încep și zbiară și țipă și... Ce? Dar au să dezleagă la tot ceea ce ei sunt cu adevărat, mici păgâni. Problema e că mă uit la părinții lor și e exact aceeași chestie. Să încheie slujba, tot ceea ce a fost sfânt și sacru s-a anihilat. Recurgem din nou la ceea ce suntem cu adevărat. Aceleași povești, aceleași discuții, aceleași glume, aceleași prostii, da? Am jucat poate un rol pentru o oră jumate. Sau două ore jumate câteodată. 4. Trebuie ca să muncim spre slava lui Dumnezeu cu inițiativă, cu organizare, cu viziune, da? Trebuie ca să muncim într-un fel strategic. Nu pur și simplu muncim cu ruptul. Nu pur și simplu facem doar ceea ce ni se spune și nu gândim, nu facem nimic, că nu avem inițiativă, nu avem viziune. Ziceam dimineață că am coborât noi evanghelicii în mod drastic ștacheta când vine vorba la motivațiile pentru muncă. Le-am luat pe ele slabe și le-am pus sus. Să știți că am coborât ștacheta și când vine vorba despre munca propriu zis. Ce așteptăm de la noi ca și muncitori, ce așteptăm de la noi ca și antreprenori, ce așteptăm de la noi ca și casnice până la urmă. Realmente noi credem că atâta trebuie să facem exact ce ni se spune. Dar la biserică trebuie să fac doar, dacă fratele păstor nu mi-a dat o listă cu tot ceea ce trebuie să fac, eu de unde să știu?
De unde zice? El e de vină, că nu mi-a spus exact ceea ce trebuie să fac, da? Sau în casă, doamne, dacă soțul meu nu mi-a detaliat exact ceea ce trebuie să fac eu ca și casnică, eu de unde să știu? Eu cred că jobul meu e să mă uit la televizor, da? Asta a făcut mama, asta fac și eu. Asta e, nu? Biblia nu prezintă pe omul creștin în felul acesta, lipsit de pasiune, lipsit de inițiativă, lipsit de rațiune. Biblia prezintă pe om ca și având viziune și inițiativă când vine vorba de muncă. În Proverbe, capitolul 6, la 6, la 8, este un cuvânt care ne zguduie și ne se spune în felul următor. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu atenție la căile ei și fii înțelept. Judecă, ai înțelepciune. Deși nu are nici conducător, nici supraveghetor, nici dregător, totuși ea își strânge provizii în timpul verii și adună hrană la vremea secerișului. Ce zice în Proverbe? Furnica nu are șef. Are și ea un șef, da? Sus. Dar furnica nu are șef. Ea nu merge la o firmă. Ea nu îi se dă o listă cu ce trebuie făcut. Și totuși furnica are înțelepciunea pusă în ea din Dumnezeu că trebuie ca să aibă un plan, să strângă, să pregătească. Ea are inițiativă, ea știe că vine iarna. Tu ce faci, leneșule? Păi, dar mie nu mi-a spus nimeni să fac nimică. Nu ți-a spus nimeni să faci nimică. Noi de multe ori suntem mai rău ca o furnică. Da? Nici măcar ca o furnică nu suntem. Suntem ca niște dobitoace, pur și simplu, da? Care dacă le iei și le pui într-un graj, într-o cameră cu furaje, ce fac dobitoacele? Stau, nu mai fac nimic, mănânc atât. Să nu mai zic ce altceva fac. Atât. Te duci și le găsești acolo, n-au făcut absolut nimic. Absolut nimic. De multe ori, noi suntem exact la fel. Dacă nu avem instrucțiuni specifice, noi credem că trebuie să facem absolut nimic. Ce fac animalele, de fapt? Asta nu-i viața creștină. Să n-ai o inițiativă, să n-ai o dorință de a munci. Păi de ce să muncesc dacă nu mi s-a spus să muncesc? Păi ți s-a spus. Poate nu de păstorul tău, poate nu de șeful tău, poate nu de soțul tău, dar de stăpânul tău din cerul ți s-a spus că de aia ai fost creat. De aia e strigător la cer de nu mergi într-o casă, unde este o femeie creștină, între ghilimele, care jobul ei de casnică și acolo să fie praf și pulbere, da? De ce e strigător la cer? Că așa zice societatea? Nu, pentru că e o dovadă că femeia aia are o problemă de caracter. Dacă aia e jobul, nu vorbim acolo unde și ea lucră 10 ore și el lucră 10 ore. Acolo amândoi trebuie să aspire. Să fie foarte clar, da? Amândoi trebuie să spele vase. Vorbim acolo unde femeia, asta e jobul ei. Asta e o încredințat Dumnezeu. Dar pentru că nu vine șeful mic, adică bărbatul, și să zică, uite, dragă, asta e lista de lucru pentru astăzi, da? La ora 8 aș vrea să spel vasele, după aia știi, ar fi bine ca să le dai la copii o baie. Și pentru că nu vine soțul, șeful mic să-i dea lista asta, trece toată ziua, vine soțul acasă și ia-i pe canapea. Casa e în dezastru, da? Și el zice, bă, dar ce se întâmplă aici? Păi, dragă, am avut o zi grea. Păi, nu se vede, da? Cum poate ea? Are o problemă de caracter, nu înțelege care e scopul ei, că ea trebuie să-L proslăvească pe Dumnezeu, ea trebuie să-L proslăvească pe Dumnezeu slujindu-și familia. Nu trebuie ca să-i spună nimeni, ea trebuie să aibă inițiativă cum ar avea pentru Dumnezeu, nu pentru soțul ei care nu merită o ciorbă caldă, să fie foarte clar. Nu merită. Ăla e la restaurant cu colegul și o mințește la telefon că el are mult de lucru. Și totuși o femeie credincioasă pregătește ciorba caldă și casa curată și copiii spălați pentru că, deși soțul nu merită, Hristos merită. Da? Asta e diferența. Și soțul nu trage de timp la servici, ci muncește cu toată râvna, cu toată inima, cu toată dedicația și vine acasă să slujească familia. Jobul soțului și slujirea lui nu se termină când intră în casă. Da? Jobul lui acolo la servici, acolo știe să facă pe mulțumitul, acolo știe ca să zică, da, șeful, sigur șeful, cum să nu șeful, oricând șeful. Și când vine acasă, știi, toți mutați-mă din calea mea că vă termin, stresat. Da? Nu-i, fraților, ascultați, bărbaților, nu-i interesează pe nimeni și nu-i treaba nimănui că tu ești stresat. Ok? Nu-i treaba pruncului tău că tu ești stresat. E treaba ta să slujești familia, să fii cap spiritual. Da? Aruncă-ți stresul asupra lui Dumnezeu. Da? Lasă stresul. Stresul e din cauza păcatului, nu din cauza muncii.
Nu-i din cauza muncii, să fie foarte clar. Tu când vii acasă, începi jobul de preot în familie. Da? Nu, acum eu trebuie să stau să fiu slujit. Nu spuneam că tu trebuie să aspiri, că tu nu neapărat. Hai să nu fim absurzi. Dacă ai lucrat 10 ore, ar fi bine să te aștepte o ciorbă caldă dacă ea n-a lucrat 10 ore, adică a lucrat în casă 10 ore. Da? Folosim rațiunea. Creștinul este un autodidact. Creștinul, de fapt, învață de la Dumnezeu. Creștinul nu trebuie ca să îi se spună în fiecare moment ce ar fi bine să facă, cum ar fi bine să facă. El are o sursă supremă de înțelepciune. El are un șef suprem care îi spune toate lucrurile acestea. El întotdeauna are inițiativă, el întotdeauna are un plan, el întotdeauna știe ce trebuie să facă, pentru că el merge la sursa înțelepciunii supreme și zice ce ar vrea stăpânul meu din ceruri să facă acum. Da? Nu mi-a zis soțul nimic pentru ziua de astăzi, nu mi-a zis șeful nimic. Pur și simplu am timp liber. În momentul acela, interoghez cuvântul lui Dumnezeu și zic ce ar vrea, ce i-ar face plăcerea lui Dumnezeu ca eu să fac cu timpul meu. Cu care m-a binecuvântat, cu care m-a binecuvântat el, da? Dacă stăpânul tău, dacă șeful tău sau soțul tău sau cine ar fi el, clientul tău, îți poruncește, îți dă un imperativ, tu îl execuți cu bucurie, cu râvnă, dar dacă nu îți dă, tu nu ești liber de sarcini. Și eu nu sunt liber de sarcini. Pentru că avem un șef suprem. Pe Dumnezeu Tatăl nostru care ne-a spus care este voia Lui. Da? Și atunci învățăm de la Dumnezeu ce ar trebui să facem. Cum să avem inițiativă. Cu ce să ne cheltuim timpul nostru cu care am fost binecuvântați. Rețineți, cred că toți, pilda talanților. Da? În Matei 25, de exemplu, avem relatat această pildă și spune în felul următor. Căci va fi ca atunci când un om, urmând să plece într-o călătorie, și-a chemat robii și le-a încredințat averile lui. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1. Fiecăruia după puterea lui. Da? Apoi a plecat. Punct. Eu am fost foarte șocat de stăpânul ăsta, de șeful ăsta. Păi stai un pic, cum adică le-a dat la încredințat la fiecare o parte din averea lui și apoi a plecat? Nu le-a scris detaliat exact ce trebuie să facă, nu le-a zis exact ce trebuie să facă cu fiecare oră din zi, nu le-a dat targete, nu le-a... Pur și simplu a zis, ție îți dau partea asta din avere, ție îți dau atâta din avere, ție îți dau atâta din avere și a plecat. Când s-a întors, a avut totuși așteptări de la robii lui, nu? Nu-i așa? Avea așteptări. Pe mine m-a marcat faptul că pur și simplu a plecat fără să lase instrucțiuni, da? Pare un manager prost la prima vedere. Aproape că după etica muncii de astăzi, ni se pare nedrept când stăpânul vine înapoi și interoghează pe robii lui și îl judecă pe cel care a îngropat talentul. Păi stai un pic, dar nu i-ai zis să facă ceva cu el. Pur și simplu le-ai dat și ai plecat, da? Și știm exact ceea ce se întâmplă în pilda aceasta. Fiecare pune în negoț talanții care i-au primit, în afară de acel cu un singur talent, da? Și vine stăpânul înapoi și există acest schimb de vorbe între stăpân și acest rob. Și spune în felul următor, a venit și cel ce primise un talent și a zis, stăpâne, am știut că ești un om aspru care seceri de unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai împrăștiat. Așa că mi-a fost teamă și m-am dus și ți-am ascuns talentul în pământ. Iată aici talentul tău. Stăpânul i-a răspuns, sclav rău și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că adun de unde n-am împrăștiat. Atunci trebuia să te duci să-mi pui banii la zărafi, pentru că la întoarcere să primesc cu dobândă ceea ce era al meu. Ați observat logica disputei între șef și rob. Robul vine și spune, știu ce fel de stăpân ești, da? Știu caracterul tău, știu pretențiile tale și mi-a fost frică. Ca tare n-am făcut nimic. Și contraargumentul stăpânului este, omule, tocmai pentru că spui că știi ce fel de stăpân sunt, că știi care sunt așteptările mele, este fără scuză faptul că n-ai făcut nimic. Tu nu mai aveai nevoie de instrucțiuni. Tu știi pentru cine muncești. Tu știi cine e stăpânul tău. Tu știi care sunt așteptările stăpânului tău. Da?
Ca atare, tu n-ai nicio scuză. Și prin faptul că tu spui că cunoști caracterul stăpânului și așteptările lui, tu te condamni singur. Te condamni singur, că știi exact ce urma să se întâmple când s-a întors stăpânul. În lege, dacă citiți acasă în Exod, este o porțiune foarte interesantă despre felul în care robii care încalcă voia stăpânului trebuie să fie pedepsiți. Și principiul este că robul care știe voia stăpânului și o încalcă, trebuie să fie bătut cu multe lovituri. Trebuie să fie bătut sever, da? Pentru că el a cunoscut voia direct revelată a stăpânului și a încălcat-o, deși a primit acea revelație directă. Iar cel care nu cunoaște voia stăpânului în mod expre, ce spune legea? Ce crezi că spune legea? Ăla n-are nicio durere de cap, așa-i? Cu mai puține. Dar tot trebuie bătut, da? Deci nu scap nici cum. De ce? De ce e principiul ăsta just? Pentru că așteptările care stăpânul le are față de robul lui decurg din natura stăpânului. Din faptul că robul cunoaște pe stăpân. Că știe care este dorința stăpânului, dispoziția stăpânului, caracterul stăpânului. Și ca atare, când el stă numai și dormitează, știind că stăpânul lui n-ar vrea să facă asta, știind că stăpânul lui așteaptă altceva de la el, da? Știind că stăpânul lui a plătit un preț pentru el cu un alt scop, robul nu este scutit de responsabilitate, da? Nu este scutit de responsabilitate. De aceea v-am zis dimineață, avertisment celor care nu vreți să practicați, veți fi sub o dublă condamnare după ce ați luat toate aceste cunoștințe în creierul vostru și în inima voastră. Nu mai aveți nicio scuză să mergeți la servici și să stați pe Facebook. Nicio scuză. De mâine când faceți asta, veți ști, sunt un rob nesincer, mincinos, care nu-mi dau toată râvna, nu muncesc din toată inima, da? Vei ști lucrul acesta, vei primi lovituri mai brutale din partea stăpânului. Ceresc. Nu ăsta omenesc că legea interzice așa ceva. Să nu vă vine idei celor care aveți angajați, da? Cel care nu cunoaște voia stăpânului, totuși e responsabil pentru că ar trebui să știe ce acordă cu caracterul stăpânului, da? Atunci când șeful nostru nu ne spune să facem ceva anume, asta nu înseamnă că ne spune să facem nimic. Noi cam așa o luăm. Păi dacă șeful nu mi-a zis să fac ceva anume, specific, atunci fac exact ce mi-a spus. Nimic. Dar noi știm că nu asta e intenția șefului nostru, da? Noi știm că există o altă intenție. Chiar șeful nostru omenesc. Și chiar dacă n-am cunoaște intenția șefului nostru omenesc, cunoaștem caracterul șefului nostru ceresc. Noi știm că El nu vrea ca noi să fim leneși, noi știm că El nu vrea ca noi să pierdem timpul, noi știm că El este un Dumnezeu care lucrează, noi știm că este un Dumnezeu care planifică, da? Ați fi surprinși cât de mirați pozitiv ar fi șefii dumneavoastră dacă atunci când aveți timp liber, ați petrece timpul acela planificând. Pur și simplu, vine șeful înapoi, după 2 ore la o ședință undeva și îi zice: măi, tu ce ai făcut 2 ore când am fost eu plecat? Șeful, uite, am stat aici și am planificat cum cred eu că am putea face lucrurile mai bine. Și am documentat planul ăsta. Păi de ce ai făcut asta? Păi eu așa am învățat la biserică din cuvânt că Dumnezeu e unul care nu stă ca un leneș și că Dumnezeu e unul care planifică toate lucrurile și m-am gândit că ar fi bine să planific și eu ceva. Și șeful o să ia planurile tale și o să zică: măi, unele lucruri bune, altele lucruri proaste, dar oricum, bravo pentru efort. N-ai stat pe Facebook, da? Tu știi ce vrea șeful tău ceresc de la tine. Și în momentele în care nu ți se dă un imperativ urgent. Până la urmă, din nou trebuie să ne întrebăm cine este șeful nostru suprem. Cine este stăpânul nostru suprem. Și răspunsul este Dumnezeu. Întotdeauna trebuie să ne gândim care sunt poruncile Lui, care sunt dorințele Lui. Și întotdeauna trebuie să acționăm în lumina acelor dorințe. 5. Trebuie să muncim spre slava lui Dumnezeu cu cap, da? Cu mintea, inteligent. Să gândim, să planificăm, să executăm, da? Din păcate, hărnicia și prostia se întâlnesc prea des în multe persoane. De foarte multe ori,
oamenii harnici nu sunt foarte inteligenți, da? Sau oamenii inteligenți nu sunt foarte harnici din păcate. Sau câteodată, când e cel mai grav, când ai un om care e și prost și harnic, ăla termină tot, da? Dar noi nu avem un asemenea Dumnezeu. Noi avem un Dumnezeu înțelept, un Dumnezeu care planifică totul, un Dumnezeu care are înțelepciune, un Dumnezeu care face totul cu un scop. În Proverbe 21:5, vorbind despre problema aceasta, îmi se spune în felul următor: planurile celui harnic duc la belșug, dar cel pripit ajunge sărac. Deci cel harnic, dar care are niște planuri, care au gândit lucrurile, duce la belșug. Cel care e pripit, aia nu înseamnă că nu muncește, doar muncește fără a gândi, ajunge sărac. În Luca 14:28, ni se spune în felul următor: căci cine dintre voi, dacă vrea să construiască un turn, nu stă mai întâi să calculeze costul, ca să vadă dacă are cu ce să-l termine? Hai să punem întrebarea în contextul românesc și să punem răspunsul. Păi cam toți în România fac tot felul de chestii și nu își calculează la început dacă au potențialul să le termine vreodată. Cam toți. O mare parte, da? Din populația României nu stă la începutul unui drum de afaceri, de construcții, de orice ar fi el, și să facă cel mai de esență lucru, să-și pună pe hârtie, să vadă dacă e posibil sau nu să termine proiectul respectiv. La capitolul ăsta, ca și neam, suntem falimentari. Ca și neam suntem falimentari. Dar noi ca și creștini n-avem nicio scuză să muncim în felul acesta haotic. Să muncim ca și păgânii, ca și lumea. Noi trebuie să muncim cu cap, cu inteligență, cu înțelepciune, pentru că avem un Dumnezeu care gândește, care raționează, care planifică toate lucrurile. Da? Și noi trebuie ca să facem același lucru. Noi trebuie să unim râvna cu înțelepciunea în munca noastră. În Efeseni 5, Apostolul Pavel ne atenționează la felul în care trăim și ne atenționează să trăim fiind înțelepți. Fiți atenți, deci, cum trăiți. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Folosiți orice ocazie. Asta e un fel de carpe diem, da? De profitați de orice ocazie. Nu risipiți ocaziile care le aveți, oportunitățile care le aveți. Pentru că zilele sunt rele. Nu fiți neînțelepți, ci înțelepți, care este voia Domnului pentru voi. Dumnezeu vrea ca noi să fim înțelepți. Dumnezeu vrea, inclusiv în munca noastră, să muncim cu înțelepciune, să avem un plan, să ne trezim dimineața și să ne propunem ce vom face astăzi, ce vom realiza astăzi pentru slava lui Dumnezeu. Așa poți să-ți încep ziua de mâine sau în seara asta să stai la un ceai cu soția și să zici: dragă, vreau ca să avem o agendă a zilei de mâine și să ne propunem ce vom realiza mâine spre slava lui Dumnezeu. Ce vei realiza tu în casă pentru slava lui Dumnezeu? Ce voi realiza eu la servici pentru slava lui Dumnezeu? Ce voi realiza eu la firmă pentru slava lui Dumnezeu? Cum ar fi o asemenea discuție în casa ta în această seară despre ziua de mâine? Ai fi un om înțelept. Un om care nu-i doar harnic, nu are doar râvnă, dar are înțelepciunea care vine de sus. Din păcate, inclusiv bisericile evanghelice sunt pline de oameni harnici, dar proști. Proști pentru că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Da? Nu clinic prost. Nu că au un retard mental. Asta e altceva. Ci realmente pentru că nu au înțelepciunea care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta se manifestă inclusiv când e vorba de slujirea lui Dumnezeu. Ei sunt foarte harnici în ceea ce ei consideră a-L sluji pe Dumnezeu. Au foarte multă râvnă. Dar ei n-au habar ce spune Biblia despre a sluji pe Dumnezeu. Ei nu știu cum Dumnezeu vrea să fie slujit. Ei nu știu cum arată o slujire după Scriptură, da? Sau în viața laică. Oameni care sunt foarte harnici, creștini, pentru că ei au învățat la biserică că trebuie să muncești, că trebuie să fii harnic. Dar ei nu știu ce înseamnă a munci pentru slava lui Dumnezeu. Ce spune Biblia despre motivația muncii tale, despre metodele muncii tale. Și ei se duc luni dimineață din biserică și fac tot felul de lucruri care sunt contrare caracterului lui Dumnezeu. Și după aia la final zic: măi, ce creștini buni am fost noi, da? Am furat, am mințit, am spart dinți, aveam o discuție
cu cineva pe mașină zilele acestea despre un om care se numește creștin, care a ajuns într-o situație mai dificilă financiară și a ajuns să meargă la niște, nu știu, cămătari sau cum le zice, da? Care dau bani cu niște dobânzi din astea extraordinare și, apropo, nu este legal, pentru că nu există cadrul legal de a da bani cu dobânda împrumut dacă nu ești bancă sau instituție financiară reglementată de stat. Da? Deci nu-i tot una să iei bani din bancă și să iei bani de la cămătar. Biblia le privește total diferit și dacă e doar prin simplu fapt că încalci legile statului în care te afli. Și în discuția aceasta am aflat că și cel care a luat banii aceștia, și cel care i-a împrumutat la sumele acestea exorbitante, se numeau creștini. Ceva de genul. Sau că sunt cămătari din ăștia care sunt creștini. Și eu am pus întrebarea, am zis, măi, ce face un cămătar creștin, mi-e și greu să spun, ce face un cămătar creștin că nu-și primește bani? Ești foarte curios că un cămătar necreștin știu ce ar putea face. Îți rupe picioarele, îți sparge dinții, îți amenință familia. Cam așa mă gândesc că ar proceda. Ar fi procedura la un cămătar necreștin. Și răspunsul a fost, păi ce fac ăia necreștini? Fac și ăia creștini. Doamne ferește, da? Doamne ferește de așa ceva. Ei, oamenii ăia sunt foarte harnici. Ăia pun bani în negoț, ăia fac afaceri. Și se duc duminică la biserică și zic, domnule, noi suntem niște creștini harnici. Uite ce câștig am avut săptămâna asta. Sunt harnici, dar sunt mai mult decât proști, sunt demonici. Pentru că sunt conduși de principiile lumii acestea, de conducătorul lumii acestea și n-au nicio legătură cu înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Da? Trebuie să muncești, dar trebuie să muncești cu înțelepciune. Trebuie să muncești cu cap, să planifici, să gândești după cuvântul lui Dumnezeu. 6. Ne apropiem de final. Nici nu am ceas aici și sincer nu știu dacă mă interesează cât e ora. 6. Trebuie să muncim în legalitate. Da? În legalitate. E trist că trebuie între creștini menționat acest lucru. Dar mai ales în contextul nostru, adică în România, este necesar să discutăm despre lucrurile acestea. Nu poți ca să muncești pentru Dumnezeu și să muncești în ilegalitate. Ele nu fac sens, nu merge așa ceva. Da? Biblia ne învață că orice autoritate care este peste noi este de la Dumnezeu. Inclusiv, nu știu cine e la conducere acum, PSD-ul, da? PSD-ul la ora actuală este acolo pentru că Dumnezeu i-a rânduit să fie acolo. Todose sau cum îl cheamă, nu știu, full time acum imediat de 3 ani în România, dar eu nu mai memorez numele guvernanților pentru că ăsta se tot schimbă așa de des încât n-are rost. Deci nu. Dar oricine e acolo, e acolo pentru că Dumnezeu a rânduit ca să fie acolo. Și când Dumnezeu nu-l mai vrea acolo, îl scoate rapid. Nu trebuie să-l scoată Dragnea sau cine-i de fapt șeful mare. Îl scoate Dumnezeu un doi. Îi dă un stop cardiac, pac, 1, 2, 3, 5 la rând până intră la care Dumnezeu îl vrea acolo, da? Până când numai un credincios ar mai atinge de asemenea funcție, când 5 la rând mor de stop cardiac acolo când îi inaugurează, spun eu că nu se atinge nimeni decât un credincios, care știe clar că viața lui e în mâna Domnului. Orice autoritate. Ne spune Biblia că este de la Dumnezeu. Și că cât timp trăim sub autoritatea statului în care ne aflăm, suntem responsabili să respectăm legile acelui stat. Simplu. Nu trebuie teologie multă. Da? Dacă faci prea multă teologie pe tema asta, de obicei pentru că vrei ca să ajungi la ceva erezie. Hristos a spus foarte clar, dați cezarului ce este a cezarului. Este cât se poate de simplu. Nu trebuie interpretare, nu trebuie scrise cărți, nu trebuie nimic decât trăit, aplicat. Orice argument s-ar aduce despre nedreptatea guvernanților din România, despre faptul că nu sunt oameni cinstiți, despre faptul că guvernul nu face tot ceea ce ar trebui să facă, este absolut palid în comparație cu Imperiul Roman care persecuta pe evreii din vremea Domnului Iisus Hristos și care urma să persecute pe creștini.
Când Domnul Iisus spune, dați cezarului ce este a cezarului, vorbește despre un cezar care o omora fără scrupule, da? Care urma ca să-i omoare pe creștini în arene, să-i ardă pe cruci, să-i lase mâncați de animale. Și Domnul Iisus Hristos, sub un asemenea imperiu, spune, dați cezarului ce este a cezarului. Să nu mai aud prostii din ăstea că nu, în România nu se aplică, pentru că ăștia sunt nedrepti. Hristos a zis despre unul dintre cei mai malefici conducători care a existat vreodată. Nu se compară ce trăim noi în România cu ce trăiau ei în vremea aceea. Ca atare, orice argument care are ca și temelie această premiză este fals. N-avem scăpare, fraților, de la porunca aceasta. Încălcarea acestei porunci este doar atât. Încălcarea poruncii date de Domnul nostru Iisus Hristos. Satana este cel care face evaziune. Hristos își plătește taxele chiar atunci când nu este dator să o facă. Deschideți la Matei 17, la 24 la 27. Avem acel incident unde este vorba de darea pentru templu. Foarte mulți cu siguranță o cunoașteți. Și spune în felul următor. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și i-au zis, învățătorul vostru nu plătește darea, adică nu plătește taxa la templu? Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și i-a zis, ce crezi, Simone, împărații pământului, de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini? Petru i-a răspuns, de la străini. Și Iisus i-a zis, așadar, fiii sunt scutiți. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea un ban pe care ia și dă-i lor, pentru mine și pentru tine. Deci ați urmărit argumentul Domnului Iisus Hristos. El zice, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Pământul ăsta cu tot ce-i pe el e a tatălui meu. Da? Cam ăsta e argumentul care se folosește de carismatici și de alți nebuni când vine vorba de să nu plătim taxe, să nu muncim, să nu una, să nu alta. Pământul ăsta cu tot ce-i pe el e a lui Dumnezeu. Nimic nu e a cezarului. Nimic e a nimănui. Totul e a tatălui. Da? Domnul Iisus Hristos nu a venit cu argumentul ăsta. Domnul Iisus Hristos a venit și a zis, Petru, tu ce zici? Eu, care sunt Fiul lui Dumnezeu, aș fi dator să plătesc cuiva ceva? Și Petru zice, nu. Și după logica umană, zice el, mă, împărați, nu-și taxează proprii copii. Taxează pe voi, pe sărmani. Și concluzia la care ei ajung este că nu ar fi dator să o plătească. Și Domnul Iisus după aceea ce zice? Du-te și plătești taxa. Interesant, da? O taxă religioasă în cazul ăsta, care Domnul Iisus Hristos nu era dator să o plătească. Care îi dovedește lui Petru că nu-i dator să o plătească și totuși o plătește, da? Ca atare, dacă eu pot dovedi că pe nu știu ce criteriu filosofic, cosmologic, teologic, aș putea eu să cred că nu-s dator să-mi plătesc dările la stat, vă atenționez că Hristos le plătește chiar dacă El nu-i dator, da? Și dacă El nu-i dator, noi sigur suntem datori, da? Nu există scuză. Dacă lucrăm în ilegalitate, lucrăm împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Pur și simplu, da? Nu există scuză în fața Scripturii și nu există scuză în cadrul bisericii. Să fie foarte clar. Mie, dacă mi-ar veni cineva cu un caz de evaziune fiscală sau cu un caz de ilegalitate din biserica noastră, ar fi un caz de disciplină bisericească. Punct. Eu nu sunt securitatea, nu o să mă duc la fiecare ca să vă controlez actele și așa mai departe, dar dacă ar veni cineva și ar spune, frate, a venit fratele Iosif la mine, la firmă, să cumpere ceva și a insistat să cumpere fără factură, fratele Iosif ar suferi disciplina bisericească. Când va fi membru? Încă nu-i membru. Este o altă discuție pentru o altă duminică, da? Ar fi un caz de disciplină bisericească. Și dacă fratele Iosif ar zice, băi, pe mine nu mă interesează. Eu nu lucru cu facturi. Da? Și eu nu mă pocăiesc de păcatul ăsta. Următorul pas ar fi să mergem spre excluderea lui, pentru că nu este un om care vrea să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Simplu! Nu există teologie de făcut pe așa ceva. Păi frate, o să avem o săptămână foarte ocupată acum dacă trebuie ca să... Da, exact. Altfel, cu ce suntem diferiți? Cu ce anume? Că furăm cu bucurie?
Adică ajungem la niște aberații. Noi furăm voioși, frate. Noi facem evaziune bucuroși. Ăia sunt, ăia fac evaziune, dar ăia nu-s mulțumiți. Ăia nu mulțumesc lui Dumnezeu. Așa e hoțul, zice, Doamne ajută înainte să-ți spargă casa, da? Cu ce ești diferit? Cu ce ești diferit? Frate, da, atunci o să câștig mai puțin. Și? Și? Nu ți este suficient ca să faci voia Tatălui? Nu este bucuria ta supremă ca să-L onorezi pe Dumnezeu? Asta e problema. Evaziunea fiscală și toate formele de ilegalități sunt probleme spirituale, până la urmă, da? Eu înțeleg că românii sunt așa de spiritual, că ei cred că totul e în dar de la Domnul și de aia nu-ți bat bon pentru nimic. Dar nu e așa. Cât timp există o lege care spune că totul trebuie făcut în acte fiscalizat, creștinii sunt obligați, de la cetățeanul de rând până la popa cel mai mare și cardinalul cel mai mare, din episcopul cel mai mare din țara aceasta, să lucre după lege. Nu contează cine ești. Păstor, cetățean, om, angajat, muncitor, patron. Dacă ești creștin, dai cezarului ce este a cezarului și nici măcar nu îți pare rău. Asta cum îți pare rău e greu și eu mă zbat cu ea. Vă mărturisesc. Și eu mă zbat cu ea. De aia, când e vorba de aspectele astea fiscale, de multe ori încerc să mă detașez, să nu aflu cât am dat cezarului, știi? Să meargă acolo și să plângă altcineva, da? Nu există scuză, fraților. Nu poți lucra după legea lui Dumnezeu și încălca legea statului în același timp. Singura scăpare este atunci când legea statului încalcă legea lui Dumnezeu. Da? Atunci noi ne temem mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dar nu este cazul de așa ceva. Nu trăim asemenea vremuri în România. 7. Și ultima. Trebuie ca să muncim spre slava lui Dumnezeu cu cumpătare. Cu cumpătare. Să știți că Biblia ne învață că este posibil ca să muncim prea mult sau să muncim degeaba. De exemplu, atunci când muncești din motivații greșite, adică din motivații păcătoase, întotdeauna muncești degeaba. Să fie foarte clar. Când motivația ta este să te îmbogățești, tu muncești degeaba, chiar dacă ajungi bogat. Când motivația ta este ca să te arăți cât de mare și tare ești tu la colegii tăi, da? Muncești degeaba, chiar dacă vei fi promovat. Când motivația este greșită, munca este degeaba și până la urmă va fi ceva rău pentru tine. Sau atunci când muncești cu metode incorrecte, cu metode nebiblice, munca ta este degeaba. Nu este o binecuvântare de la Dumnezeu. Munca care este o binecuvântare, ar trebui să fie o binecuvântare, devine un blestem atunci când motivația ta este nebiblică și atunci când metodele tale sunt nebiblice. Păi, frate, și asta cu ilegalitate, dacă lucru am transformat munca într-un blestem, exact. Exact. Ai transformat o binecuvântare a lui Dumnezeu într-un blestem pentru că tu ai ales ca să muncești cu metode incorrecte. Și ai ales metoda incorrectă de a lucra în ilegalitate pentru că ai motivații incorrecte. Pentru că îți pasă mai mult de câștigul tău, că îți pasă mai mult de tot felul de lucruri. Care tot să-mi zici, băi, de frate, eu trebuie ca să-mi hrănesc familia. Am înțeles. Hrănește-o în așa fel încât să-ți dai dările la stat. Punct. Punct. Frate, atunci eu am să mor de foame. Asta e altă discuție. Vii la biserică cu problema asta. Frate, eu lucru corect și n-am bani pentru pâine. Strângem bani pentru pâine, fraților, da? Altă discuție. Nu le amestecăm cele două. Nu le scuzăm una cu alta, da? Dar nimeni nu moare de foame în România pentru că își plătește taxele și impozitele. Nu de aia murim de foame în România. Murim de foame din alte motive. Trebuie ca să știm când să ne oprim din muncă. Să sesizăm când lucrăm degeaba. Să sesizăm când motivațiile noastre și metodele noastre au transformat munca într-un blestem. Noi trebuie ca și creștini să muncim, nu să fim munciți de activitățile noastre, de efortul nostru. Noi trebuie să muncim cu cumpătare și în totală dependență de Dumnezeu. Niciodată n-ar trebui motivațiile noastre să ne împingă să muncim în așa fel încât să fie în zadar. Sau încât să fie înspre un blestem sau înspre o povară asupra noastră.
Întotdeauna trebuie să căutăm, să muncim cu motivații corecte, cu metode corecte și să sesizăm când nu suntem în acei parametri. Și să ne oprim. Să ne oprim. Este foarte ușor de sesizat acest lucru. Eu trag tare să muncesc pentru că eu îmi iubesc familia, dar eu nu-mi văd familia niciodată. Neg tot ceea ce Biblia spune despre responsabilitățile mele în familie. Tot. Și compensez cu faptul că am câștigat o sumă de bani. Ți-ai vândut familia pentru suma aia de bani. Simplu. Dumnezeu zice, asta e important, tu zici, suma de bani e importantă, da? Sau, știi, dacă mă duc la biserică numai o miercure din lună, pot lucra nu știu câte schimburi în plus, sau dacă nu mă duc duminica, știi, șeful zice că două duminici e drept, cum ai fost și când au fost 3 sau 4, dar am câștigat 2500 de lei pe lună în loc de 1800 când am mers duminica. Realmente, ți-ai calculat prețul de 1000 de lei sau cât vine acolo, 700 de lei, este prețul părtășiei tale cu frații tăi și a stat sub predicarea cuvântului și sub instrumentele harului. 700 de lei! Pentru tine, de exemplu, ar fi suficient să zici, eu mă pot lipsi de biserică. Eu mă pot lipsi de metoda harului numărul 1 în viața credinciosului. 700 lei sau 1000 de lei sau cât or fi ei. Tu ai făcut un calcul economic și ai zis, rentează. Rentează să lipsezi de la biserică pentru banii ăștia, da? Muncești degeaba. Muncești ca și un nebun. Este goană după vânt. Eclesiastul spune în Eclesiastul 4:6, este o carte din Biblie care merită citită pe această temă. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumni plini de trudă și de goană după vânt. Foarte mulți dintre noi avem pumni plini de goană după vânt. Ne zbatem așa de puternic, zicem noi să supraviețuim sau să ne atingem dorințele sau scopurile și ne vindem sufletele. Ne vindem familiile, ne vindem părtășia cu biserica, realmente ne vindem sufletele pentru lucrurile acestea materiale. Dacă citiți cartea Eclesiastul, veți vedea că dilema numărul 1 acolo este că până la urmă el ajunge ca să considere că totul este goană după vânt, că toată munca lui și toată bucuria care a venit din munca aceea este goană după vânt. Și la un moment dat, autorul totuși găsește satisfacția lui cumva tot prin aceleași lucruri care înainte spunea că sunt goană după vânt. Asta este cumva punctul pivotal, punctul culminant al cărții, este când autorul realizează că lucrurile acestea care pentru el au fost un blestem și au fost zadarnice, acum sunt transformate în instrumente prin care este binecuvântat și poate fi bucuros în Dumnezeu prin ele. Și concluzia cărții ne arată secretul și secretul este în felul următor. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Deci un cuvânt care să le termine pe toate. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Concluzia este aceasta. Când trăiești sub autoritatea Lui Dumnezeu, după cuvântul Lui Dumnezeu, toate acele lucruri care erau goană după vânt, care erau deșertăciune, sunt transformate, sunt reformate, sunt răscumpărate și devin ceea ce ele trebuie să fie, și anume binecuvântări de la Dumnezeu. Și când trăiești după motivațiile tale stricate, după metodele tale stricate, după filosofiile tale pământești, toată munca ta, toată truda ta și tot câștigul din ea nu este decât un blestem și nu te poți bucura de ea. Cineva zicea că banii nu cumpără fericirea, dar fiecare om vrea să se convingă singur. România este așa într-o goană după vânt, să ne convingem noi singuri că banii nu cumpără fericirea. Istoria ne confirmă lucrul acesta și Biblia ne confirmă lucrul acesta. Dacă muncești degeaba, ar fi bine să te oprești. Ar fi bine să te oprești. Dacă muncești să te îmbogățești, oprește-te acum. Chiar dacă realizezi scopul acesta, este deșertăciune. Dacă muncești pentru slava oamenilor, ca cei din jur să vadă cât de bogat ai ajuns sau cât de influent ai ajuns, ar fi bine să te oprești, că muncești degeaba. Și multe altele care puteți fiecare dintre voi să vă analizați. Dacă muncești până la urmă pentru orice alt scop decât pentru slava lui Dumnezeu în mod ultim și suprem, ar fi bine să te oprești și să analizezi viața. Să vezi de ce muncești cu adevărat.
Pentru că totul va fi deșertăciune. Dacă muncești în așa fel încât încalci poruncile lui Dumnezeu și nu în teamă de Dumnezeu și nu în dependență de Dumnezeu, cum este datoria oricărui om, oprește-te! Oprește-te! Aia nu este muncă spre binecuvântare, este muncă spre blestem. Dacă lucrezi la negru, oprește-te! Dacă lucrezi în așa fel sau așa de mult încât aduci pagubă spirituală familiei, oprește-te! Dacă muncești de așa natură, de așa calitate sau în așa fel încât produci o mărturie proastă pentru Hristos și pentru biserica Lui, oprește-te! Asta nu înseamnă să nu mai muncești. Înseamnă să-ți revizuiești viața, să-ți revizuiești motivațiile, să te pocăiești și în munca ta și să muncești cu pătat, să muncești cu înțelepciune, să muncești după voia lui Dumnezeu. Țineți minte, Dumnezeu nu ne-a dat munca ca și o pedeapsă sau o povară, ci ca și o binecuvântare. Noi o transformăm prin păcatul nostru într-o povară și un blestem. Dacă munca ta a ajuns să te muncească pe tine, probabil că există o problemă cu motivațiile tale, cu scopurile tale în muncă. Sau probabil că există o problemă cu metodele care le folosești, care provin din motivații păcătoase. Dacă ai ajuns ca să folosești metode păcătoase, e clar că sunt motive păcătoase. Nici nu mai trebuie să discutăm. Dacă tu poți să pui pe hârtie felul în care tu lucrezi, care contrazice Scriptura, ai o problemă cu, inima, să fie foarte clar. Să fie foarte, oricât ai înăbușit adevărul ăsta până acum, ai o problemă cu inima înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai ajuns ca să ai metode nebiblice. Ai nevoie să-ți pocăiești munca și să trăiești în totală dependență de Dumnezeu. Vă las cu acest cuvânt din Sfânta Scriptură, din Psalmul 127, unde psalmistul ne spune: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Cum ar fi asta? Să muncești cu toată inima, cu toată râvna, cu toată hărnicia și totuși să nu fie o zbatere, să nu fie un blestem, să fie precum ai primit totul de la Domnul ca prin somn. Vă puteți imagina? Vă puteți imagina o viață trăită în felul acesta? În concluzie, este important să înțelegem de ce trebuie să muncim. Și anume pentru slava lui Dumnezeu. Pentru a împlini scopul cu care am fost creați de Dumnezeu. Și este important ca să înțelegem cum trebuie să muncim, și anume ca pentru Dumnezeu. Ca să muncești ca pentru Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Și ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să te întâlnești cu El prin cuvântul Său. Concordanța creierului tău trebuie să crească întotdeauna prin cuvântul lui Dumnezeu, prin iluminarea Duhului Sfânt. Tu trebuie ca să-L cunoști pe Dumnezeu ca să poți să ai motivații care acordă cu caracterul și natura Sa. Să ai metode care acordă cu caracterul și natura Sa. Să lucrezi ca pentru Dumnezeu, adică în conformitate cu caracterul Său Sfânt. Ăsta este scopul nostru. De aceea lucrăm și de aceea lucrăm cum lucrăm. Pentru slava Lui, pentru slava lui Dumnezeu. Sper ca biserica noastră să fie plină de oameni care sunt dispuși să muncească pentru slava lui Dumnezeu și care sunt dispuși să se pocăiască de orice în viața lor, în munca lor, în serviciul lor, care îl dezonorează pe Dumnezeu. Ca cei din jur să întrebe despre nădejdea care este în noi. Despre cum suntem în stare să fim așa de proști. E așa să uite la noi. Cum poți fi așa de dus cu pluta, să-ți plătești toate taxele, să fii cinstit, să termini o lucrare când ai zis că o să o termini, să nu minți, să nu furi. Cum poți fi un asemenea om? Și răspunsul nostru să fie, nu că așa ne-a crescut mama, nu că suntem niște oameni deosebiți, ci că avem un stăpân suprem, pe Tatăl nostru, Dumnezeul care ne-a creat pentru slava Lui.
Amin.